S-au închis ușile, am văzut că s-au strâns și mesele din livingul casei Mireasa. Mâine va fi o altă zi, cu totul și cu totul specială, pentru că mâine concurenții au bebecuți la proțap. Sper din suflet să se deschidă ușile pentru toată lumea încă de dimineață, pentru că țin minte că în sezonul trecut, adică știți, cel care a prins Paștele în casă, au venit decât doi băieți, parcă, sau trei, și s-au ocupat de grătar în timp ce restul au rămas în casa lor. Și a părut un pic ciudat așa. Știți că s-au deschis ușile mult mai târziu. Sper din suflet ca mâine să se deschidă ușile pentru toată lumea și să ne simțim bine, să ne bucurăm de o zi minunată. Sper să fie frumos afară. Și toată lumea să fie fericită, că de fapt asta contează. N-am văzut când și-au luat la revedere majoritatea. Am văzut-o fericită pe Giulia și Antonio povestea ceva cu băieții. Vă vorbesc imediat în următorul.